George Mihăiță a venit cu Clanul la meci. E suspans la titlu, dar și în serialul Clanul, care va fi duminică la ProTV. Argăseală i-a invitat pe actorii din serialul Clanul la meciul câștigat de FCSB cu Șepși. Domnul Argăseală este fan Clan. A spus că nu mai suportă ce se întâmplă acolo, că îi dăm palpitații. Palpitații cred că sunt și aici în lupta pentru titlu, mă gândesc. Evident, mult mai mari. I-am spus, n-aș vrea să fiu în pielea ta, Vali. La ce să ne așteptăm de la ultimul episod din acest sezon? Că e în play-off și Clanul. Și că urmează ultimul, urmează lupta pentru titlu, da. Care e diferența între Clanul și fotbal? Marea diferență dintre Clanul și fotbal e că noi în Clanul noi știm scenariul de dinainte. Deci știm cine pierde și cine câștigă. Fotbalist de la FCSB ar putea juca în Clanul? E foarte greu. Niciunul. Așa dur? Așa cum nici, cum noi, nici nu, noi nu prea pe teren. Nu. M-a întrebat Denis, cum îl cheamă mă pe ăla cu numărul 7? Și eu am zis că Florinel Coman.